Capitolul 8. Prigonirea creștinilor Saul se învoise la uciderea lui Ștefan. În ziua aceea s-a pornit o mare prigonire împotriva bisericii din Ierusalim. Și toți, afară de apostoli, s-au împrăștiat prin părțile iudeii și ale Samariei. Niște oameni temători de Dumnezeu au îngropat pe Ștefan și l-au jălit cu mare tânguire. Saul, de partea lui, făcea prăpăd în biserică. Intra prin case, lua cu sila pe bărbați și pe femei și i -a arunca în temniță. Cei ce se împrășteaseră mergeau din loc în loc și propovăduiau cuvântul. Filip s-a coborât în cetatea Samariei și le-a propovăduit pe Hristos. Noroadele luau aminte cu un gând la cele spuse de Filip, când au auzit și au văzut semnele pe care le făcea căci din mulți îndrăciți ieșau duhuri necurate și scoteau mari țipete. Mulți slăbănogi și șchiopi erau tămăduiți. Și a fost o mare bucurie în cetatea aceasta. În cetate era un om numit Simon, care zicea că este un om însemnat. El vrăja și punea în uimire pe poporul Samariei. Toți, de la mic până la mare, îl ascultau cu luare aminte și ziceau, acesta este puterea lui Dumnezeu, cea care se numește mare. Îl ascultau cu luarea minte, pentru că multă vreme îi uimise cu vrăjitoriile lui. Dar când au crezut pe Filip, care propovăduia Evanghelia împărăției lui Dumnezeu și a numelui lui Isus Hristos, au fost botezați atât bărbați cât și femei. Chiar Simon a crezut. Și după ce a fost botezat, nu se mai despărțea de Filip și privea cu uimire minunile și semnele mari care se făceau. Petru și Ioan în Samaria. Apostolii care erau în Ierusalim, când au auzit că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, au trimis la ei pe Petru și pe Ioan. Aceștia au venit la samariteni și s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt căci nu se pogorâse încă peste niciunul din ei, ci fuseseră numai botezați în numele Domnului Isus. Atunci Petru și Ioan au pus mâinile peste ei și aceia au primit Duhul Sfânt. Când a văzut Simon că Duhul Sfânt era dat prin punerea mâinilor apostolilor, le-a dat bani și a zis, Dați-mi și mie puterea aceasta, pentru ca peste oricine mi voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Dar Petru i-a zis, banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani. Tu n-ai nici parte, nici sorți în toată treaba aceasta, căci inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu. Pocăiește-te dar de această răutate a ta și roagă Domnului să-ți se ierte gândul acesta al inimitale, dacă este cu putință, căci văd că ești plin de fiere amară și în lanțurile fără de legii. Simon a răspuns: Rugați-vă voi, Domnului, pentru mine, ca să nu mi se întâmple nimic din ce ați zis. După ce au mărturisit despre cuvântul Domnului, și după ce l-au propovăduit, Petru și Ioan s-au întors la Ierusalim, vestind Evanghelia în multe sate ale samaritenilor. Filip și Famenul Etiopian Un înger al Domnului a vorbit lui Filip și a zis: Scoală-te și du-te spre miază zi, pe drumul care pogoară spre Ierusalim, la Gaza, și care este pustiu. Filip s-a sculat și a plecat. Și iată că un etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa candace a etiopienilor și îngrijitorul tuturor vistieriilor ei, venit la Ierusalim ca să se închine, se întorcea de acolo și ședea în carul lui și citea pe prorocul Isaia. Duhul a zis lui Filip, du-te și ajunge carul acesta, Filip a alergat și a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El i-a zis, Înțelegi tu ce citești? Famenul a răspuns, Cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și a rugat pe Filip să se suie în car și să șadă împreună cu el. Locul din scriptură pe care îl citea era acesta. El a fost dus ca o oaie la tăiere și ca un miel fără glas înaintea celui cel tunde, așa nu și-a deschis gura. În smerenia lui, judecata i-a fost luată. Și cine va zugrăvi pe cei din timpul lui? Căci viața i-a fost luată de pe pământ. Famenul a zis lui Filip, Rogute, despre cine vorbește prorocul astfel? Despre sine sau despre vreun altul?" Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la scriptura aceasta și i-a propovăduit pe Isus. Pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă, și Famenul a zis: Uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis: Dacă crezi din toată inima, se poate. Famenul a răspuns: Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A poruncit să stea carul, s-au pogorât amândoi în apă, și Filip a botezat pe famen. Când au ieșit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip, și famenul nu l-a mai văzut. În timp ce famenul își vedea de drum, plin de bucurie, Filip se afla la Azot, de unde s-a dus până la Cezarea, și propovăduia Evanghelia în toate cetățile prin care trecea.